Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Megidia a fost astăzi gazda unui eveniment extraordinar, o prelungire a săptămânii roboticii. Acest proiect este o inițiativă a Uniunii Europene ce se organizează în fiecare an, începând cu 2011. Începând de anul acesta, Ana Maria Stancu, președinte e-Civis, a devenit coordonator național al Săptămânii Europene a Roboticii în România și printre prioritățile mandatului său se numără punerea României pe harta roboticii. Am venit cu Caravana Roboticii. Este un eveniment, o prelungire, de fapt, a Săptămânii Roboticii pe care am organizat-o anul acesta pentru prima dată la nivel național în România. Și ideea este să le arătăm copiilor cam la ce nivel a ajuns tehnologia. Încă nu am putut să le arătăm decât roboți pentru educație, adică mai mici, dar sperăm ca la anul să avem niște roboți umanoizi mai mari, să putem să aducem tehnologia cât mai aproape de ei. Obiectivul nostru principal este să încercăm să-i atragem către acest domeniu, pentru că este un domeniu fără de care nu prea vor mai putea avea locuri de muncă pe viitor. Pe unde ați mers cu această caravană? În Săptămâna Roboticii, caravana a fost în Buzău, Focșani, Piatra Neamț, Iași, Târgu Ocna, iar acum, pentru că ne-a plăcut foarte mult domnul profesor din Constanța de la Liceul Auto, am venit și facem o tură cu caravana și prin județ și am fost la Hârșova, Năvodari, și astăzi la Megidia, deci am bătut și județul, plus că mergem la facultăți, la universități din Constanța, unde într-adevăr studenții sunt mai mari, nu sunt la fel de atrași de jucăriile astea, dar încercăm să comunicăm și cu ei pe chestii mult mai profunde și anume încotro se va duce tehnologia și faptul că ar trebui să se preocupe de acum de această direcție, plus, de exemplu, ce am mai făcut în Piatra Neamț, unde există un hub de inovare, am încercat să îi încurajăm către partea de antreprenoriat, de exemplu, și să le dăm câteva date statistice în ce direcție se duce această industrie a roboticii și mai ales a roboților de servicii, că asta este cea mai în creștere în acest moment. Tinerii au fost plăcut surprinși de ceea ce li s-a prezentat, fiind foarte impresionați de robotul dinozaur. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Dinozaurul. De ce dinozaurul? Pentru că se mișca și la un moment dat când îl puneai pe o parte, plângea. Jur, pe spate, plângea. La ce profil ești? Mecanică. A fost foarte interesant. Ce ai învățat asta? Despre roboți. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ceea ce ți-a prezentat? Dinozaurul. Ce făcea? Era foarte reacționat la ceea ce făceam noi. Adică dacă îl pipăiam, se gâdălea sau mă rog. La ce profil ești? Mecanic proiectant CAD. Și până acum ați mai avut parte de o astfel de activitate? Deocamdată nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Robotul care reacționează ca un animal. La ce profil ești? La mecanică. Vrei să faci o carieră în domeniul acesta? Nu știu, încă o să mă mai gândesc. Poate pe parcursul anilor o să reușesc să fac și o carieră din asta. Ăsta este un dinozaur care acum se găsește pe piață la vreo 500 de euro, dar compania care l-a făcut, prima lui rundă de finanțare ca să se poată realiza, a fost de 10 milioane de dolari. Dar o să înțelegeți imediat și de ce. Are 40 de senzori pe tot corpul și are un fel de inteligență artificială. Ține-l de multă, ca să vedem mai departe. Și unul e la aici. Practic, banii respectivi s-au folosit atât pentru cercetarea pentru hardware, că ați văzut, de roboții aceștia nu mă pot apropia în timp ce se mișcă, pentru că li se strică servo.
În schimb, la ăsta vedeți că nu este deloc afectat, puteți să puneți mâna că el nu are absolut nimic. Și de asemenea, foarte multă cercetare a fost în cum îl fac să copieze comportamentul animalelor. Elevii cu care am vorbit până acum s-au arătat foarte interesați de acel dinozaur. De ce credeți că ei sunt interesați de acel dinozaur? Păi, de fapt, dovedește motivul pentru care oamenii au investit atât de mulți bani. Prima rundă de finanțare, cum le spuneam și copiilor, pentru dinozaurul ăsta a fost de 10 milioane de dolari. Ideea este că oamenii au făcut o cercetare foarte în profunzime, astfel încât robotul ăsta să interacționeze ca un adevărat animal de casă. Mă rog, are formă de dinozaur, dar practic este un animal de casă de care trebuie să aibă grijă și răspunde cumva nevoii de afecțiune pe care o avem. Dacă îl mângâiați, o să vedeți că dă fix aceeași reacție ca un animal, doar că nu are păr și nu trebuie scos afară. La nivel european, industria roboticii este promovată foarte puternic atât prin finanțări dedicate, cât și prin rețele ale firmelor interesate. De aceea, prin organizarea acestui eveniment, se dorește identificarea tuturor factorilor interesați de această industrie, promovarea exemplelor existente, inițierea unei dezbateri publice privind acest domeniu în România, promovarea dezvoltării acestei industrii la nivel mondial și analizarea impactului pe care l-ar putea avea asupra României. Astăzi ne aflăm într-un eveniment al săptămânii roboților europeni, de robotică europeană, și suntem cu elevi și din partea liceului Dimitrie Leonida, care și ei sunt niște mici lucrători și producători de roboți. Ce le-ați prezentat astăzi elevii? Astăzi le-am prezentat două imprimante 3D elevilor. Una din ele este realizată în totalitate de copii și sperăm să atragem pe lângă noi și alții care să facă acest lucru. Ce puteți să ne spuneți despre aceste imprimante 3D? Cel mai important lucru din punctul meu de vedere e că e făcut de copii și al doilea este făcut din piese din alte imprimante. Imprimante vechi care urmau să fie aruncate, noi le-am demontat, am luat piesele care ne-au fost necesare și am făcut aceste imprimante 3D. Cât de atrași vi se par de aceste lucruri? Surprinderea mea este mare că foarte mult își doreau să facă aceste lucruri și să intervină în acest domeniu, dar nu au avut posibilitatea și acum am înțeles că chiar își doresc și putem să facem o colaborare și cu liceul din Megidie. Inovațiile în tehnologie ne aduc tot mai aproape de concepte care în urmă cu doar câțiva ani păreau de domeniul fantasticului. Împreună cu profesorul coordonator Marius Dumitrescu au venit și elevii liceului tehnologic Dimitrie Leonida din Constanța. Ce te-a atras la robot? M-a atras în primul rând că m-am gândit în primul rând că ăsta o să fie un lucru de viitor. Roboți o să fie cei ce o să ne ajute în viitorul apropiat, din punctul meu de vedere, și de care o să avem foarte multă nevoie. Ce poți să ne spui tu despre aceste imprimante 3D? Ce pot spun? Ele pot face foarte multe piese. Pe viitor te gândești să faci o carieră din asta? M-am gândit și la acest lucru, să mă duc în continuare după liceu la o facultate de mecatronică pentru a continua pe acest domeniu. Și cam atât. Cam câte ore pe zi sau pe săptămână petreci cu aceste lucruri? Până acum petreceam în jur de 2 zile pe săptămână, cât 3-4 ore, dar în viitor acum o să trească să merg mai multe zile, 3-4 zile, 4-5 ore, pentru că suntem înscriși la un concurs. Și cum împarți școala cu aceste activități extrașcolare? Din punctul meu de vedere, dacă știi să-ți planifici timpul bine, poți să faci acest lucru. De dimineață fac școală, după amiază merg la liceu și seara îmi fac lecțiile, învăț tot ce trebuie făcut. De-a lungul timpului, Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu a pregătit mii de tineri care, slujindu-și cu respect și dăruire profesiunea, au făcut ca prestigiul acestei instituții de învățământ să crească la nivelul comunității locale și nu numai. Orice ne dezvoltă partea tehnică, suntem un liceu tehnologic, este un plus adus liceului nostru. Am avut astăzi bucuria
de a fi gazdele unui ONG care își propune, din București, care își propune să pună robotica și în țara noastră, acolo unde este așezată în alte țări. Iar lucrul ăsta nu se poate așeza decât începând cu noua generație. Copiii au rămas extraordinar de încântați de ceea ce le-au prezentat doamna Ana Maria, niște roboți, da, eu profan pot să spun că sunt fermecători, iar copiilor le-a fost inoculat microbul roboticii și sperăm și cu ajutorul domnului profesor din Constanța, domnul Dumitrescu, să dea roade. Au văzut că aceste feluri de roboți pot fi construiți chiar de ei. Printr-o imprimanta 3D își pot crea singuri piesele fixe, iar cu ajutorul profesorilor de la electrotehnică și implicit a domnului profesor Dumitrescu pot să-și cumpere programele specializate care să transforme acele roboți în lucruri aproape vii. Pentru că spuneați că elevii au fost foarte încântați de ceea ce au văzut astăzi și foarte atrași de aceste lucruri, pe viitor vor mai avea loc astfel de acțiuni sau veți dezvolta mai mult acest sector? Este primul pas cu aceste ONG-uri și cu alte școli din Constanța, cel puțin. Sperăm să punem bazele unui parteneriat. Acum a rămas și domnul Dumitrescu surprins că la noi chiar există microbul și virusul acesta de mult. Noi avem cerc de electrotehnică în care copiii chiar încercaseră singuri, dar iată, văzând că și alții sunt interesați și poate sunt un pic mai avansați și putem învăța de la ei, sperăm să se transforme într-un cerc mai bine dotat, mai frecventat de către elevi. Sperăm că ce s-a întâmplat astăzi aici, și eu sunt sigură, nu va rămâne numai la spectacolul de astăzi, ci vor fi măcar 5 elevi, am înțeles că cât sunt mai puțini copii, cu atât munca lor este mai asiduă. Singura problemă este să vină din ei, să aibă pasiune, de aceea au și adus acești roboți frumoși ca să-i atragă și să înțeleagă că pot să construiască și ei, numai să vrea să facă așa ceva. Oricum, deschiderea din partea profesorilor noștri este 100%. Robotica este știința care se ocupă cu tehnologia, proiectarea și fabricarea roboților. Aceasta necesită cunoștințe de electronică, mecanică și programare. Lucru realizat prin implicarea în activități educativ-recreative care îmbină armonios noțiuni din știință, tehnologie, inginerie și matematică.